fericire, liniște, reînnoire sufletească și trupească. Pentru creștini, Paștele se află chiar în centrul fundamental al creștinismului, comemorând cel mai important eveniment al religiei și anume învierea lui Iisus Hristos. Prin învierea sa, Iisus a arătat că eternitatea Fiului Dumnezeu și aceasta a devenit dovada judecării lumii de către Dumnezeu în dreptate. Prin învierea lui Iisus, Dumnezeu le-a dat oamenilor puterea unei noi nașteri în speranță prin reînvierea lui Hristos din morți. Prin credința în lucrarea lui Dumnezeu, creștinii reînvie împreună cu Hristos pentru a putea să aducă o nouă viață mai bună. Conducerea Academiei pentru Tocănel vă urează bun venit împreună cu noi membrii Academiei prezenți la acest concert. Academia pentru Tocănel promovează activități interdisciplinare și de cercetare în domeniul istoric, juridico-canonic, teologic, artă sacră, precis în domeniile muzică și literatură. În cadrul Academiei se organizează seminarii, conferințe, simpozioane naționale și internaționale, cursuri cu caracter juridico-canonic, acțiuni culturale, mese rotunde, cenacle literare și manifestări muzicale cu caracter sacru. Academia pentru Tocănel se bucură de un număr considerabil de membri. Înainte de audiție, dăm cuvântul părintelui profesor doctor Maximilian Bar, fondatorul Academiei pentru Tocănel. La plauză! Cu această ocazie avem deosebit
doctorului profesor Cristian Dumea. Să-i primim cu aplauze. Thank you.
roș, ouă, se spune, că sângele l-a înroșit. Iar de atunci s-a păstrat obiceiul vopsirii ouăle unui roș de Paște. Mielul îl simbolizează chiar pe Mântuitorul nostru, iar jertfirea mielului indică jertfa lui Hristos pentru omenire. Continuăm audiția de azi descurcând cele Hristos a înviat, aceasta este ziua armonii clasice, Hristos a înviat, Regina Cerii, prin mormântul întunecat.
Mântuirea este astfel de săvârșirea ultima a lucrării de mântuire. În aceea, omul dobândește prin ea perfecta sa umanitate, atât în trup cât și în suflet, condiționează și motivează creația prin eveniment determinat al mântuirii escatologice, atât adevăr fundamental de credință. Acceptarea ei este posibilă doar prin credință, iar dovezile sale istorice sunt, de asemenea, recunoscute prin intermediul credinței. În continuare, vom audia cântecele. Iesus Laibat Mare Metroi, de Johann Sebastian Bach, Ave Maria, Gaudeam Sfugitur și Aleluia. În prima audiție vom asculta lucrarea armonii clasice Dorii, de Cristian Dumea și compoziția Ars Christus Ambiat, dedicată membrilor Academiei pentru Tocănele. Oh.